Braniștea probabil este considerată de Țachianu așa un soi de feud al lui și își imaginează că oamenii n-au discernământ și că nu votează cu capul lor și că nu își poate imagina că poate să piardă această feudă. Braniștea este a locuitorilor din Braniștea. Braniștea nu e nici a lui Țachianu, nici a lui Fisu, nici a mafiei PSD. Braniștea trebuie să aparțină locuitorilor din Braniștea și acest lucru nu se poate realiza decât dacă vă mobilizați și dacă îl alegeți pe Mihai Vișinescu primar în Braniștea. Abia atunci Braniștea va reveni pe mâna brăniștenilor. Cum să ai tupeu și obrăznicia să te prezinți în 27 septembrie în fața oamenilor să le cer votul pentru primar, promițându-le marea cu sarea, iar după aia pe 6 decembrie să le spui, nu mai vreau să fiu primar, eu mă duc deputat, că e leafa mai mare și că m-am săturat de muncă la primărie. Nu puteți accepta o asemenea trădare. V-a promis că va rămâne primar și că va face lucrurile pe care le-a promis ca primar, cu toate astea și-a pus palma undeva, știți și dumneavoastră, și s-a dus în Parlamentul României să frece menta pe acolo. Că eu nu l-am auzit să scoată vreo vorbă înțeleaptă.